Adidas. Salut! Bine și bine ați venit pe canal, după cum v-am promis, am venit cu partea a doua din Adidas foarte scumpi. Hai, dăm drum. Cum v-am zis, mai aveam o perechi, v-am zis în videoul trecut, acum văd nu cu cele o perechi. Dintre aceste perechi, cea mai ieftină este perechea în colaborare cu Eminem și Carhartt și Jordan, Air Jordan 4. Cea de-a 15-a aniversare a studioului Shady Records a adus bucurie nu doar fanilor lui Eminem, ci și pasionaților de Adidas. Pentru a sărbători această ocazie, Eminem cu Carhartt și Jordan și-au unit puterile și au scos o pereche de Air Jordan 4 foarte limitată. Probabil că aceste Adidas costă mult mai mult decât ar costa să-ți echipezi un studio de înregistrări. Ei au fost lansați pe data de 23 noiembrie 2015 și au un preț de resell de 30.000 de dolari. Proști rău, adică aș da pe 2000 de lei. 2000 de lei? Da. Sunt o pereche de Jordan 4 neagră cu solul alb. O să o vadă aici. De fapt, solul e glow in the dark. Oh, nemaipomenit. Următoarea pereche? Următoarea pereche, ce credeți, n-am scăpat de Eminem, Air Jordan 4 cu Eminem Encore. Eminem a colaborat pentru a doua oară cu Air Jordan și au creat această pereche de Jordan 4 Encore, referitoare la albumul său lansat în 2004. Această pereche a fost lansată într-un număr foarte limitat, fiind doar 23 de bucăți și a fost lansată pe 14 decembrie 2017. Prețul acestei perechi la resell se situează undeva la 35.000 de dolari. Merită sau nu? Nu merită, vă zic eu. Merită? Nu merită. Dai avansul la un apartament. De 35.000 de dolari ții un șeptar. Sau o casă. Sau șeptarul, că e casă. Următoarea pereche este Nike Mag Back to Future din 2016. Această pereche este una dintre cele mai cunoscute, mi se pare. Cam toată lumea știe despre ce e vorba când o vede. Această pereche a apărut prima dată în filmul Back to the Future și a fost lansată pe 8 septembrie 2011 în 1500 de exemplare. Câțiva ani mai târziu, fanii au cerut o relansare a perechii și au și obținut-o pe 4 octombrie 2016. Nike a decis să mai lanseze încă 89 de perechi. Foarte multe. Foarte multe, i-au umplut de perechi. Și cât costă ăștia și care e hazul lor? Hazul lor e că... Mecheria lor este că se închid singuri și au și baterii în ele pentru chestia asta, au luminițe, cum eram noi mici și aveam luminițe la Adidas. Nu știu dacă voi ați avut. Chestia asta cu restock-ul de 89 de perechi i-a dus în topul Adidas-ilor cei mai scumpi. O pereche în ziua de azi la resell ajunge la 40.000 de dolari, poate și mai mult. Ce zici de ei? Ce să zic, că trebuia să iau acum 4 ani când erau 10.000. Ce pot să zic mai odată? Era o investiție bună. Dar cine s-ar fi gândit că o să ajungă la prețul ăsta? Acum 4 ani, sincer. Următoarea pereche este o pereche de Jordan. Băi, numai Jordan. Ce se întâmplă? Se vede cine dictează prețurile. Cine dă moda. Numesc că le și ador. Air Jordan Silver Shoes. Cât de scump sunt? 60.000 de dolari. Dar de ce? Sunt făcuți din argint? Nu, nu sunt făcuți din argint, doar că au fost într-un număr foarte limitat produși. Michael Jordan a primit o pereche de la soția sa la împlinirea vârstei de 32 de ani. O pereche s-a vândut cu aproximativ 60.000 de dolari la o licitație. Aceștia de așa au împrezicat deoarece au fost produse doar 10 perechi. Să trecem la următoarea pereche. Air Jordan 12 OVO Drake Edition. De ce se numește Drake Edition? Știi? Da. De ce? Fiindcă OVO este labelul lui Drake, frate. Okay. Știu, buvnița e ok. Acest Adidas este rezultatul colaborării între brandul Jordan și brandul OVO al lui Drake. La prima vedere nu par deloc special, doar că această pereche despre care vorbim a fost oferită de Drake la un meci de basket unui fan, iar acest fan a reușit să o vândă pe eBay cu numai puțin de 100.000 de dolari. L-a omenit, într-un cuvânt. Incredibil. Nu, într-o poziție. Posibil. Ceea ce a făcut la acel moment a doua cea mai scumpă pereche de Jordan vândută vreodată. Oricum ăștia mai așa, mai 2015, atunci se purtau Jordan 12, știi? Nu zici? Da. Erau mișto atunci, nu știu acum. Am avut și eu două perechi. Laudă-te, ești cineva? Următoarea pereche este Air Jordan 12 Flu Game.
de unde numele de Flu Game. Această pereche a fost purtată de către Michael Jordan în anul 1997 la o partidă de meci dintre Utah și Chicago. Michael Jordan la momentul actual nu se simțea foarte bine, având simptome de răceală. Dar acest lucru nu l-a împiedicat să joace și să marcheze numai puțin de 37 de puncte. Flu fiind o ironizare a perechii, deoarece Michael Jordan nu se simțea bine atunci. Această pereche a fost după vândută la o licitație cu prețul de $104,000. Următoarea pereche se învârte tot în jurul lui Michael Jordan, o pereche de Converse Fast Break. Prețul cu care s-a vândut această pereche la o licitație a fost de $190,000. Acest preț nebun nu a fost cauzat de raritatea perechii, ci faptului că această pereche a fost purtată de Michael Jordan la Jocurile Olimpice din 1984, pe care le-a și câștigat în această pereche, iar aceasta a fost vândută la licitație ulterior. Mult, 190.373, dar de ce și 373? Probabil la licitație nu 190.000 și cineva a zis $190,373. Nike Moon Shoe, această pereche este una foarte ciudată și foarte urâtă în același timp. Această pereche a fost proiectată de către cofondatorul Nike, Bill Bowerman, pentru Jocurile Olimpice în anul 1972. Talpa a fost realizată într-un aparat de preparat waffles. Cu talia la mult, bum, 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 știți voi. Cu cât crezi că s-a vândut această pereche? Cu cât? Cu $437,500. Această pereche a fost scoasă la licitație de către colecționarul Miles Nadal în 2019, făcându-i cei mai scumpi Adidas vânduți vreodată. Dar ce credeți? Din 1972 până în 2019, aceștia au fost păstrați într-o condiție perfectă. 48 de ani. Hai. Și ultima, ceva bonus. Bonus. Avem o pereche de Solid Gold OVO în colaborare cu Air Jordan. One of a kind. Este o pereche pe care nu o poți purta, este făcută din aur masiv. Deși nu se știe un preț exact pentru această pereche, un studiu realizat în 2016 referitor la aurul folosit și suma necesară creării acestui Adidas, perechea este evaluată la $2,000,000. Cine are? Oare? Cine avea? Perechea aparține lui Drake. E clar dacă e OVO. Și nu poate fi purtată, fiind din aur masiv. Și nici cumpărată, că are doar fratele meu acasă. E doar pentru el. Doar al lui. Păi, cam asta a fost tot. Asta fiind spuse, sper că v-a plăcut acest episod. Să ne spuneți dacă mai vreți episoade de genul. Nu? Nu. Ar trebui să ne spuneți. Până data viitoare, noi am fost Basta România, ne găsiți și pe Instagram Basta România, azi Basta, avem și pagina de Resell, Basta România Resell. Aia a fost. Aia a fost.